Ce s-a mai întâmplat în guvernanța deschisă? Poate te interesează, poate nu, dar subiectul poate fi unul care merită acoperit, deoarece trezoreria cu Sama și în curând cea de la Polkadot vor fi deschise deținătorilor criptomonedelor, adică tu, pentru că probabil deții KSM sau DOT sau ambele sau poate niciuna. Dar ca să-ți faci o idee acum că e pe Kusama, cam cum funcționează lucrurile și cam la ce te poți aștepta atunci când vei vedea aceste referendumuri și care sunt unele avantaje și dezavantaje în a participa. Să înceapă haosul! Începem cu ramura Small Dipper sau ciubucul mic, în care mai avem doar unul din cele două care erau create cu o greșeală în configurare și care, chiar dacă ar fi fost să treacă, n-ar fi primit nimic. Referendumul 84, care este anonim și fără niciun detaliu ca și data trecută, momentan e încă în stadiul de pregătire, cu 1317 Kusama în favoare și 20.069 Kusama în contra. Referendumul are dată limită, dar bănuiesc că o să expire în curând. Chiar dacă nu are dată, se pare că aceste referendumuri care nu au depunerea de decizie expiră cam după aproximativ o săptămână. Uitându-mă la ramura Small Spender sau cheltuitorul mic, a apărut un nou referendum, referendumul 94, dar a făcut o greșeală și el în configurare și a selectat treasury.proposeSpend în loc de treasury.spend, așadar chiar dacă trece nu va primi nimic, dar uitându-mă la ele ceva diferit decât am văzut până acum. Este o propunere să se pregătească ciocolăți personalizate și să se distribuie celor de la Parity și Web3 pentru a le distribui în diverse conferințe organizate de ei. Pentru asta se cer 69 de Kusama, care valoreau aproximativ $2,219 la prețul din momentul respectiv, dar oricum vor crea unul nou. Referendumul momentan câștigă cu 6105 Kusama în favoare și 1684 Kusama în contra și mai are 13 zile și 3 ore până la decizie. Acum, uitându-mă la ramura de medium spender sau cheltuitorul mijlociu, nu mă voi uita la referendum 87, deoarece acela este și el cu o eroare în suma cerută, dar referendumul 88 al lui Supercomputing, care este pentru întreținerea clientului Substrate, deci fonduri pentru un efort tehnic, se menține foarte bine. Referendumul momentan trece și are 88.294 de Kusama în favoare și 1717 în contra și mai are 3 zile și 2 ore până la decizie. Referendumul 90 al lui LV pentru cererea de fonduri creatorilor de conținut și traducătorilor în limba spaniolă o duce și el bine. Referendumul momentan trece cu 26.083 Kusama în favoare și 9.065 în contra și mai are 3 zile și 12 ore până la decizie. Referendumul 92 al lui Proof of Chaos, care cere fonduri pentru a actualiza aplicația de analiză și statistică pentru guvernanța 2.0 sau guvernanța deschisă pe Kusama, o duce și el bine. Referendumul momentan trece cu 17.915 Kusama în favoare și 3314 Kusama în contra și mai are 8 zile și 20 de ore până la decizie. Iar ultimul referendum de azi și cel de pe ramura Big Spender sau cheltuitorul mare cu numărul 93, care a fost lansat cu scopul în a lansa un podcast în Marea Britanie și care cere uriașa sumă de 5422 de Kusama sau $169,717 pentru tot echipamentul, pentru a plăti oaspeții care zic ei că sunt oameni importanți și pentru doar 10 podcasturi. Personal mi se pare exagerat de mulți bani și chiar multă lume a și zis-o în comentarii că banii ăia pot fi utilizați în scopuri mai avantajoase pentru ecosistem. Nu e de parcă îl invită pe Elon Musk la podcastul lor ca zici că merită fiecare dolar investit, nu? Referendumul momentan pierde cu 31.376 Kusama în contra și 14.340 Kusama în favoare și mai are 9 zile și 20 de ore până la decizie. Iar uitându-mă la situația trezoreriei Kusama, 2.039 Kusama sau $63,820 vor fi cheltuiți runda asta și 700.6 Kusama sau $21,928 vor fi arși peste 4 zile. Momentan în trezorerie mai sunt disponibil 348.266 de Kusama sau $10,900,725. Acesta a fost tot, îți mulțumesc încă o dată că ai urmărit acest video, nu uita să dai un like ca să ajuți algoritmul și să lași un comentariu de sub, ar fi de foarte mult ajutor. De asemenea, mă poți urmări pe rețelele de socializare, Twitter sau să intri în grupul de Telegram. O seară frumoasă, ne revedem în următorul video!